Guvernul României și instituțiile subordonate acestuia sunt apolitice, motiv pentru care prefectul Marin Nițu a reiterat necesitatea ca instituțiile deconcentrate să respecte principiul neutralității. Prin urmare, în timpul campaniei electorale, personalul din conducerea deconcentratelor nu poate participa la evenimente cu implicații politice. În plină campanie electorală, prefectul Marin Nițu a atras atenția reprezentanților instituțiilor deconcentrate prezenți la ședința de colegiu prefectural de vineri asupra interdicției de a-și exprima în orice fel preferințele politice. Pe lângă 1 decembrie și perioada de zile libere, care sigur vor fi 30 noiembrie, 1, 2 și până, posibil până în 4 să fie, de aceea trebuie să fim implicați în aceste activități, avem alegerile și campania electorală. Deci trebuie neapărat să fie monitorizate toate ca să le desfășoare corect. Și am rugămintea ca fiecare serviciu de concentrat, în funcție de atributele care le are, să se implice în activitățile specifice, deci nu în campanie electorală, în activitățile specifice care răspundeți fiecare. Și pe cât posibil să evitați prezența dumneavoastră la activitățile care au conotații politice. Încercați să fiți neutri. Această interdicție este un rezultat al prevederilor principiului separării puterilor în stat, principiu care stă la baza funcționării unui regim democratic. Potrivit acestui principiu, puterea executivă reprezentată prin guvern este independentă față de puterea legislativă reprezentată de parlament și de puterea judecătorească reprezentată prin instanțele judecătorești. Precizăm că prefectul județului Sălaj, în calitate de reprezentant al guvernului în teritoriu, a atras atenția asupra caracterului apolitic al instituțiilor subordonate Guvernului României și în ședința de colegiu prefectural din 21 octombrie.